În luna martie anul trecut, un băiat de 17 ani afla vestea teribilă că suferă de leucemie acută limfoblastică, un cancer al măduvei responsabil pentru aproximativ 35% din toate cancerele la copii. A început să obosească, îmi spunea că obosește când urcă scările la școală, că trebuie să se odihnească între etaje. Era cald noaptea, vrea să deschidă geamă, era iarnă și, adică iarnă, spre iarnă, spre primăvară, așa, februarie, iarnă, așa, și el vrea să stea cu geamul deschis, era cald tot timpul. Îi curgea sânge după nas, când și când, din nou, îi sânge la... L-am dus la ORL, mi s-a spus că... că își bagă de un nas și că de-aia sângerează și că e normal copiii să mai sângereze și să piardă sânge pe nas. Ce a durat aproape o lună de zile de căutări și așa până am ajuns să-i facem analizele și atunci m-a sunat de la laborator în ziua în care am făcut analizele să-l duc de urgență la o cameră de gardă. Și așa m-am dat Fundeni. Am venit direct la Fundeni și l-a internat imediat și s-a pus diagnosticul de leucemie acută limfoblastică. Un copil din 1000 este diagnosticat cu leucemie înainte de a împlini vârsta de 19 ani. La copiii sub 15 ani, frecvența leucemiei acute este de 1 din 2000. Subtipul de leucemie limfoblastică acută este deosebit de agresiv. Fost șocată, vă dați seama, că nu e ușor să afli așa diagnostic. El n-a fost bolnav niciodată. Nici măcar odată nu i-a dat un antibiotic. Nu mi-aș fi imaginat că poate fi bolnav vreodată. El, pot să spun că el a fost mai tare, cel puțin în fața de început. Normal că a avut și el perioadele lui de cădere. A trebuit să fiu eu mai să-l susțin. Mi s-a explicat că trebuie să facă chimioterapie. Apoi s-a stabilit că trebuie să facă și radioterapie și apoi transplant de celule stem. Ne-a chemat doamna doctor și ne-a spus că există posibilitatea asta de a face la MedEuropa ședință de radioterapie, variantă cea mai bună pentru cea mai bună variantă de tratament pentru el, combinarea între chimioterapie și radioterapie. Și așa am ajuns aici la MedEuropa, unde face 6 ședințe de radioterapie, după care va mai fi o zi de chimioterapie și apoi transplant. Șansa băiatului Cristinei a venit odată cu Armoniile Speranței, concertul extraordinar organizat în decembrie 2022 în scop caritabil de Fundația Medicina și Muzica, Fundația Constantin Silvestri și platforma Media 360 Medical, în parteneriat cu Opera Națională București, sub înaltul patronaj al președintelui României, Klaus Iohannis. Orchestra Medicilor Ermil Nichifor a susținut concertul Armoniile Speranței, iar MedEuropa, sponsor în cadrul concertului caritabil, a decis să asigure pro bono o procedură extrem de rară în România, dar și scumpă, iradierea corporală totală pentru doi pacienți, unul dintre ei fiind chiar băiatul Cristinei. Am fost contactat de unul dintre organizatorii evenimentului și mi-a explicat în ce constă acest eveniment, care este scopul, și am rezonat cu ideea. În trecut am avut experiențe cu astfel de tratamente efectuate pacienților ce aveau nevoie de
transplant de măduvă hematogenă. Cunoșteam foarte bine condițiile dificile care se impun pentru a putea efectua acest tratament și în spiritul sărbătorilor de iarnă am considerat că este foarte util și nobil să venim în sprijinul celor care au nevoie cu tratamente gratuite de această complexitate. Total Body Irradiation presupune o tehnică de iradiere modernă, specială și în străinătate se efectuează în centre supra-specializate. Adică am spune că în Europa sunt puține centrele care oferă astfel de tratamente. Trebuie să ai o pregătire bună a personalului și aparate extrem de performante. Știam că este dificil de efectuat acest tratament în țară, știam că echipa medicală este dedicată și dorește să ajute și vrea să facă acest efort pentru a oferi un tratament de calitate bună pacienților. Am discutat întâi cu ei aspectul acesta și absolut toți au fost de acord să lucreze, să se angajeze practic în acest efort pentru a duce la bun sfârșit acest tratament. Iar când am avut confirmarea lor, atunci am confirmat și eu mai departe că putem să ajutăm doi pacienți care au nevoie de transplant de măduvă hematogenă, iar în protocolul lor de condiționare înainte de transplant intră și iradierea corporală totală. După știința mea, în spitalele publice din România, în momentul de față, nu există un centru în care pacienții se poată beneficia de iradiere corporală totală. Au fost în trecut câteva încercări în institute oncologice, dar în ultimii 10 ani astfel de tratamente nu s-au mai efectuat în instituțiile publice. Ar fi fost greu să le facem. Am înțeles că sunt destul de costisitoare și eram obligată să fac cumva să mă descurc, să fac rost de banii ăștia. Nu știu cum i-aș fi. Da, nu știu. A fost un ajutor nemaipomenit. Este o inițiativă bună și cred că e de foarte mare ajutor pentru pacienții care au nevoie de așa ceva. Doresc să mulțumesc din tot sufletul meu organizatorilor concertului Armoniile Speranței și tuturor celor care au făcut posibil acest tratament pentru băiatul meu. În cazul pacientului pe care l-am tratat, tratamentul va fi combinat. Am început cu iradierea corporeală totală. Urmează o pauză de 2 zile, se va efectua curat de chimioterapie, iar apoi după o zi de pauză se va efectua transplantul de celule stem. Practic, ziua în care am început tratamentul a fost stabilită în funcție de ziua în care celulele stem vor ajunge în țară, pentru că în aceeași zi ele vor trebui implantate și pornind de la ziua Z, am mers înapoi cu momentul în care ar trebui să începem radioterapia. Ăsta e motivul pentru care am început într-o zi de vineri, deși noi, în mod normal, sâmbăta și duminica nu efectuăm tratamente, este pauză. Pentru această situație am efectuat și sâmbătă și duminică tratamentele de radioterapie. În ceea ce privește reușita transplantului, aceasta depinde de o mulțime de factori care țin atât de tratamentul administrat, cât mai ales de gazdă, de pacient. Datoria noastră este ca fiecare din cei implicați în acest lanț să-și facă treaba cât de bine se poate, în așa fel încât șansele pacientului de reușită să fie maxime. Este greu de spus la început, da, care va fi rezultatul final al acestui demers, un demers care se întinde pe parcursul a mai multor luni.
Mai avem încă un pacient care urmează să beneficieze de acest tratament în cadrul sponsorizării pe care noi am oferit-o la evenimentul din decembrie. Am discutat cu colegii medici hematologi de la Fundeni. Se pare că săptămâna viitoare vor vedea alți doi pacienți care ar necesita transplant de măduvă hematogenă în funcție de criteriile stabilite pentru evaluarea eligibilității. Vom vedea care dintre aceștia doi va fi cel de-al doilea pacient selectat. În ceea ce privește următoarea ediție a evenimentului Armoniile Speranței, ne gândim să venim cu aceeași sponsorizare pe care am oferit-o și anul trecut.